Bine ați venit la revista canalului nostru. Înainte de a merge la videoclipul nostru, abonați-vă la canalul nostru. Nu uitați să activați notificările și să ne susțineți distribuind videoclipul nostru cu cei dragi. Dezacordul cu fostul ei iubit Dogucan Gungor pe platourile de filmare ale serialului de televiziune Case Lece Kerti, în care Slurkoglu a dat viață personajului Doga, care a zdruncinat agenda revistei, potrivit relatărilor. În ultimele zile, după ce Turkoglu a cerut să-i se reducă scenele, a început să se vorbească că producătorul ar transmite vestea că relația între Slat Turkoglu și Dogucan Gungor a început să afecteze ordinea de lucru profesională pe platoul serialului. A mobilizat jurnaliștii revistei după despărțirea duului. Impactul negativ al Turkoglu asupra performanței sale pe platoul, care a atras atenția echipei serialului, i-a determinat pe producători să caute un nou actor. Se pare că producătorii serialului nu au acceptat cererea lui Slat Turkoglu de a se concentra mai mult pe personajul sau si de a-i reduce scenele cu Dogucan Gungor. După aceste evenimente s-au răspândit rapid zvonurile că o nouă actriță ar fi inclus în serial, însă faptul că încă nu a fost făcută nicio declarație oficială încă stârnește curiozitatea. Problemele relaționale pe platou, care se întâlnesc frecvent în lumea serialelor de televiziune, pot îngreuna echipele de seriale de televiziune cum să se facă gestionează astfel de situații, deși echipa seriei Case Lece Kerti rămâne tăcută în fața acestor acuzații. Telespectatorii și fanii continuă să urmărească evenimentele cu curiozitate, efectele schimbărilor în performanța Slat Turkoglu și evoluția transferului de noi jucători din ratingurile serialului au devenit un subiect de mare curiozitate, conform acestor evenimente urmate îndeaproape de acuzațiile revistei mondiale că relațiile lui Turkoglu pe platourile de filmare au afectat negativ fluxul serialului. Au devenit un motiv de mare curiozitate în rândul telespectatorilor și fanilor vestea că prestația lui Slat Koglu pe platourile de filmare a scăzut după despărțirea de Dogucan Gungor și că această situație i-a îngrijorat pe producători, pare să fi schimbat atmosfera din spatele platoului de filmare al serialului. Acuzații că relația anterioară a duului a avut un impact negativ asupra muncilor profesionale, rutina Sica Turkoglu s-a pierdut motivația în scenele sale, a impins echipa serialului să caute un nou actor. Se pare că producătorii serialului nu au acceptat cererea lui Slat Turkoglu de a se concentra pe personajul ei și de a reduce scenele cu fostul ei iubit de la Khan. Se spune că dacă aceste cerințe nu sunt îndeplinite, este posibil ca o nouă actriță să fie inclusă în serial. Probleme similare experimentate pe platourile serialelor de televiziune arată dificultățile actorilor de a găsi echilibrul între viața privată și agenda lor profesională. Pe de altă parte, aceste speculații sunt discutate și într-un alt serial de televiziune. Hirli Sepeti, se zvonește că și actorul principal al serialului Khalil Ibrahim Jan va părăsi serialul. Așa cum știți, în ciuda despărțirii lui Slat Koglu și Khalil Ibrahim Jan, care a avut un relația în trecut, duul are încă o bază mare de fani care își dorește să se reunească și să participe la proiecte împreună. O campanie care crește rapid, în special pe rețelele de socializare, atrage atenția cu cereri de sprijin pentru ca duul să se reunească și să participe la un proiect împreună. După povestea de dragoste a lui Turkoglu și Jihan, telespectatorii și fanii caută energia acestui cuplu și armonia lor reciprocă după despărțirea cuplului. Mesajele, hashtagurile și comentariile distribuite în special pe rețelele de socializare sunt un îndemn pentru cuplul la reîntâlnirea fanilor. Cred că Slat Turkoglu și Khalil Ibrahim Jan se inspiră reciproc nu numai în viața lor privată, ci și în cariera lor profesională. Din acest motiv, ei cred că pot aduce energie pozitivă atât în viața lor privată, cât și în spectacolele lor pe ecran, participând împreună la proiecte. Creat pe rețelele de socializare, este plin de fotografii, videoclipuri și mesaje emoționante partajate cu etichete precum SLY Khalil Jun. Prin
aceste campanii, fanilor cer cadoul să se alăture într-un film de serie de televiziune sau alte proiect și încearcă să ajungă la un public numeros prin intermediul rețelelor de socializare, împărtășind aceste urări. Dragostea pe care Slat Turcoglu și Jalil Ibrahim Jan încă o simt și faptul că fanilor vor să vadă această dragoste a devenit un motiv de mare curiozitate în fanii lumii revistei care vor continua să urmărească evoluțiile pe această temă în zilele următoare. Continuă să-și exprime speranțele că duul se va reuni din nou după despărțirea dintre Slat Coglu și Khalil Ibrahim Jan, care a făcut furori în lumea revistelor. A ieșit la iveală o acuzație care i-a entuziasmat fanii lui duu care și-au dorit în continuare să participe la proiecte împreună. Se pare că duo a primit multe oferte serioase de proiecte, dar nu le-a putut răspunde pozitiv din cauza contractelor existente cu Coglu și Jihan care atrag atenția. Datorită performanțelor de succes pe ecran, precum și a lor relațiile din viața privată, ei continuă să fie favoriții fanilor lor. În ciuda despărțirii, se afirmă că cei doi au primit oferte serioase care să-i aducă împreună, însă se spune că momentan nu pot da un răspuns pozitiv la aceste oferte din cauza contractelor lor actuale. Nu este încă clar ce tip de conținut au proiectele în cauză și pe ce platforme vor fi derulate. Totuși, jurnaliștii revistei cred că un proiect la care vor participa împreună Slat Turcoglu și Jalil Ibrahim Jan va entuziasma publicul și va atrage multă atenția presei. Se susține că motivul din spatele incapacității duului de a-și evalua proiectele se datorează contractelor lor actuale și producțiilor la care sunt afiliați, mai ales în mediul intens, competitivitatea filmului, iar contractele din industria serialelor de televiziune și angajamentele actorilor pot fi un factor important atunci când participați la noi proiecte. De-a lungul timpului, va deveni clar dacă aceste afirmații care îi entuziasmează pe fanii lui Slat Coglu și Khalil Ibrahim Jan se vor îndeplini. Una dintre cele mai așteptate știri este dacă duo se va reuni în viitor și va participa la proiecte împreună. Acuzațiile care circulă în ultima vreme în lumea revistelor sunt că Slat Turcoglu și Khalil Ibrahim își fac planuri să părăsească serialele actuale și să se concentreze pe proiecte comune, transformând atmosfera tensionată a platoului în o oportunitate. Această știre și-a entuziasmat fanii deoarece aceste acuzații, care includ atât viața amoroasă, cât și cariera cuplului, au fost foarte ocupate pe agenda revistei conform acuzațiilor. Turcoglu și Jihan au decis să renunțe la serialul actual profitând de tensiune. Atmosfera pe platourile de filmare după această separare, se afirma că ambii au planuri să realizeze un proiect comun, nu. Este încă clar dacă acest proiect va fi un serial, cu un film sau alt format, cu toate acestea, fanii așteaptă cu nerăbdare orice proiect în faptul că acești doi participă împreună, conform jurnaliștilor revistei, faptul că Turcoglu și Jan participă la proiecte comune le va mulțumi fanilor și va stârni un mare interes în mass media. Ce fel de declarație vor face Slat Turcoglu și Jalil Ibrahim Jan ca răspuns la aceste acuzații? Zguduind agenda revistei ca subiect de mare curiozitate, este de așteptat ca în zilele următoare să apară informații clare despre adevărul sau falsitatea acestor afirmații. Ce părere aveți despre asta? Așteptăm cu interes comentariile de vs. Vezi tu în următorul videoclip pentru cei care nu s-au abonat încă la canalul nostru de YouTube. Nu uita să te abonezi la canalul nostru și să distribuie videoclipul nostru celor dragi. La revedere!